Salutare băbiți, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip voi face un top 5 lucruri care ne lipsesc din Fortnite, iar clipul acesta este mai special. De ce spun că este mai special? Deoarece vom vorbi despre aceste lucruri care chiar ne lipsesc și care au existat în Fortnite. Dar înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uitați voi să spargeți butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe anetonere pe ciopăcel ca să nu fii bocăncel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Iar acum, hai să trecem la videoclip. Sunt sigur că prin acest videoclip ori o să vă gândiți acum din nou la aceste lucruri pe care o să vi le prezint, sau bineînțeles o să vă doriți să apară din nou în Fortnite, ceea ce îmi doresc și eu, dar cu siguranță o să vi se facă și mai doar de ele și probabil că îmi veți da dreptate, cum că ele chiar ne lipsesc din Fortnite și ar trebui să fie readăugate. Pe locul cu numărul 5 în acest top se află shotgun-ul Pump, adică Pump Shotgun. Sunt sigur că majoritatea dintre voi ați fost sau chiar încă sunteți frustrați de faptul că Pump-ul a primit Vault în acest sezon și sincer să fiu, chiar și eu sunt, pentru că au schimbat meta-ul complet. Pump-ul cam este shotgun-ul după care este recunoscut Fortnite-ul, adică dacă spui Pump, toată lumea se gândește direct la Fortnite. El chiar joacă un rol foarte important în istoria Fortnite-ului, mai ales chestiile care s-au întâmplat cu Double Pump și toate chestiile astea. Dar a fost și este shotgun-ul principal din acest joc și nu putem nega asta. Însă nu mai este puțin și sezonul 6 va fi lansat, ceea ce înseamnă că există o posibilitate foarte mare ca el să primească Unvault din nou. Cine știe, dar asta este dorința mea și sper să fie și dorința voastră. Nu știu cât de bine vă împăcați voi cu shotgun-urile din sezonul 5, însă eu nu prea mă împac și aș vrea ca Pump-ul să se reîntoarcă. Pe locul cu numărul 4 în acest top se află vending machine-urile. Sunt sigur că majoritatea știți despre ce este vorba sau le-ați folosit măcar o dată și știu probabil acum o să vă gândiți că da, Antidot, nu mai există vending machine-urile, însă există acum NPC-urile alea de unde îți cumperi arme. Însă nu este același lucru, pentru că de la cele NPC-uri poți să-ți iei doar anumite arme exotice. Iar la vending machine-uri puteai găsi iteme de orice fel, adică de exemplu iteme de heal, iteme de mobilitate, puteai să găsești și arme în orice raritate, însă la NPC-urile acestea lucrurile nu funcționează la fel, pentru că la ele găsești doar anumite arme și găsești doar o singură armă la fiecare NPC. Iar dacă am luat-o logic, băi sincer, nu cred că ar avea vreo problemă dacă ar exista și vending machine-uri, dar și NPC-uri în același timp, pentru că la vending machine-uri găsești absolut orice chestie pe care o găsești și pe hartă, iar la NPC-uri găsești armele ale exotice pe care le iei cu aur, adică nu cred că ar strica cu ceva. Însă nu înțeleg motivul pentru care le-ai eliminat, pentru că erau foarte tari până la urmă. Pe locul cu numărul 3 în acest top se află Fortnite Mobile. Știu, va suna destul de ciudat, însă este un lucru care chiar ne lipsește, mai ales pe dispozitivele iOS. Știu, am făcut un videoclip deja despre această temă și v-am explicat că da, există ca un fel de colaborare între Fortnite și Nvidia, iar prin această colaborare se gândesc ei cum să implementeze sistemul acesta prin care utilizatorii de iOS să poată să joace Fortnite din nou, bineînțeles prin platforma celor de la Nvidia, însă îmi doresc foarte mult ca toată această ceartă dintre Fortnite și Apple să se încheie, sau măcar să ajungă la comun acord, iar cei de la Apple să ne dea din nou posibilitatea să folosim dispozitivele de tip iOS pe Fortnite, pentru că până la urmă este vina lor, nu a celor de la Fortnite. Ei de la Apple au interzis acest lucru. În orice caz, această problemă există deja de ceva vreme și încă nu s-a rezolvat mai nimic. Pe locul cu numărul 2 în acest top se află Bowler-ul, adică vehiculul Bowler. Nu știu câți dintre voi ați avut șansa de a testa acest vehicul sau de a juca cu el, însă chiar lipsește din Fortnite. Mi se pare că este unul dintre cele mai echilibrate sau chiar cel mai echilibrat vehicul din Fortnite și chiar m-aș bucura foarte mult dacă el ar fi introdus din nou în Fortnite, pentru că a fost un vehicul foarte distractiv și un vehicul cu care au existat foarte multe momente. Și nu mi se pare un vehicul care merita să primească Vault, pentru că nu cred că a stricat cu mai nimic. Într-adevăr, avea chestia aia cu care se agăța de chestii și putea să se ascundă, de exemplu, în copaci, însă dacă un jucător intenționează să se urce într-un copac, ei bine, nu înseamnă neapărat că are nevoie de un bowler, o poate face și fără el. Și nu cred că vor exista mai multe șanse ca acest lucru să se întâmple, numai pentru că există acest vehicul. Într-adevăr, recomand ca el să fie introdus pe modurile normale, pe modurile competitive, nu cred că s-ar potrivi deloc. Ar schimba meta-ul din nou, iar asta cred că ar aduce niște probleme destul de mari. Iar pe mult așteptatul loc 1, în acest top se află modul Siphon. Consider că este unul dintre cele mai geniale sisteme adăugate în Fortnite, iar în același timp nu înțeleg o chestie care chiar mă frustrează foarte tare. Gândiți-vă că modul acesta Siphon există pe modurile competitive, adică cum este Arena și pe altele probabil. Iar în același timp, modul acesta Siphon nu este introdus și pe modurile normale, ci aici să zicem că a primit Vault, adică
adică a fost eliminat. Iar acum revine întrebarea mea, de ce funcționează modul acesta pe modurile competitive, unde este mult mai important, iar pe modurile normale nu este adăugat? Și cred că înțelegeți la ce mă refer, pentru că ne-ar ajuta foarte mult. Gândiți-vă câte iteme de heal avem noi nevoie pe modurile normale, față de cele competitive. Este o diferență uriașă și consider că este un bonus foarte mare. Mai ales că pe modurile normale este șansa mult mai mare să primești un third party decât pe un mod competitiv. Pentru că aici nu există un sistem de puncte, adică să-ți fie teamă să pierzi niște puncte dacă mori. Pe modurile normale este clar că poți fi mai agresiv și poți face orice, pentru că aici nu pierzi nimic. Dar asta este strict părerea mea, acum aș vrea să aud și părerile voastre. Dar da, bă băiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip și pentru top 5-ul meu lucruri care ne lipsesc din Fortnite. Nu uitați să-mi scrieți în secțiunea de comentarii care este părerea voastră despre topul acesta și dacă am dreptate cu Siphon Mode. Dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul și acela de like ca să strângem evident cât mai multe. Ană dă un euro pe șopăcel ca să nu fii bocancel și bineînțeles folosește-l dacă vrei să mă susții. Iar dacă ești nou pe acest canal, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!